Victor Lazarev, vechi maestri europeni, Giorgione. La o comparație a picturii venețiene din secolul al XV-lea cu pictura altor școli artistice ale Italiei, frapează o trăsătură ieșită din comun și anume rapida creștere a tendințelor laice. În secolul al XIV-lea, pretutind în Europa, tabloul a continuat să rămână în forma sa de icoană. Multe caracteristici ale icoanei au fost preluate apoi de altarele poliptice care, aproape de-a lungul întregii epoci a 400 ului au constituit în Italia forma cea mai răspândită și aproape unică a picturii de șevalet dacă nu sunt luate în considerație portretele și acele casone ce împodobesc lădițele. Deseori înclinăm să uităm aceasta, pentru că în galerii și muzee, altarele poliptice sau unele părți disparate din ele sunt considerate tablouri, dar construcția lor compozițională, plină de solemnitate, caracterul lor evlavios, îi aduc insistent aminte privitorului despre destinația lor inițială. În aceste altare se simte totdeauna o legătură invizibilă cu arhitectura înconjurătoare, în funcție de care ele au fost concepute și care, în multe privințe, le determină caracterul lor subliniat arhitectural. Este pe deplin firesc ca, în aceste condiții, Pictura să fi fost încătușată încă de o mulțime de convenții, și oricât s-ar fi schimbat conținutul ei real, tema însăși a rămas totuși bisericească. Aceasta a încetinit, într-o măsură destul de mare, familiarizarea ei cu noua cultură laică, care se dezvoltă rapid în cadrul orașelor progresiste. La Veneția. Procesul dezvoltării picturii a decurs într-o altfel. Aici pictura a fost folosită pe larg de către stat pentru glorificarea sa. Artiștii venețieni erau atrași în mod sistematic la opera de împodobire a Palatului Dogilor cu pânze monumentale cu subiecte istorice. Pe această cale, în pictură, Pătrundeau tot mai des subiecte laice, chemate să redea evenimente istorice reale, cum ar fi semnarea tratatelor de pace, primirea soliilor, procesiunile solemne, sărbările prilejuite de victoriile militare și așa mai departe. În același timp, tematica bisericească tradițională se pătrundea tot mai mult de spirit profan. Ceea ce s-a vădit cu deosebită claritate în tablourile executate pentru așa zisele scuole, adică diverse asociații meșteșugărești ce se ocupau cu opere de binefacere. Fiecare asemenea scuola își avea patronul ei. Aceștia erau fie Sfântul Gheorghe, fie Sfânta Ursula, fie Sfântul Ștefan, fie un alt Sfânt oarecare. Istoria vieții lor era luată de obicei ca temă pentru tablourile menite să împodobească sălile capelelor din acele clădiri în care funcționau așa zisele scuole. În comparație cu comenzile executate pentru biserică, aceste tablouri le acordau artiștilor mai multă libertate și ei nu scăpau ocazia să se folosească de ea. Sub formă de legendă religioasă, ei au început să zugrăvească viața orașului natal, piețele și canalele lui, gondolele și gondolierii lui pe patricieni și pe curtezane, mulțimea ce se plimba pe cheiuri, poporul muncitor al orașului. Astfel, pe neobservate, tablourile lui Gentile Belini. Ale lui Carpaccio și ale nenumăraților lor succesori au început să se încarce de detalii de gen, deși nominal ele au rămas tablouri pe teme religioase. De îndată ce elementul laic s-a afirmat tot mai hotărât în pictură, s-a ridicat în mod firesc problema împodobirii locuinței, nu numai cu imagini pentru închinare, ci și cu tablouri cu conținut profan. Acestea nu mai erau de acum imensele panouri decorative destinate sălilor de paradă ale Palatului Dogal și așa ziselor scuole, ci mici tablouri pe teme intime, preamărind bucuriile vieții sătești, frumusețea naturii, fericirea prilejuită de apropierea ființei iubite. Acestea erau, de asemenea, tablouri cu temă mitologică ce permiteau să se introducă în scenele pictate, corpul gol respirând un senzualism nedisimulat. Schimbări substanțiale în această direcție au putut fi observate în creația târzie a lui Giovanni Bellini, amintind de Orfeu și de ospățul zeilor din Galeria Națională de Artă din Washington dar procesul respectiv și-a găsit o încununare logică abia în creația lui Giorgione, a cărui activitate artistică a început în ultimii ani ai secolului al XV-lea. Și acest proces nu poate fi înțeles dacă este rupt de umanismul venețian și de succesele lui rapide, tocmai în acele cercuri sociale care se afirmau ca principalii comanditari ai artistului. Dacă pictura lui Giovanni Bellini era legată de o etapă timpurie din dezvoltarea umanismului venețian, când sentimentul religios definea încă în multe privințe perceperea lumii reale de către artist, în schimb, la Giorgione observăm deja alt mod de abordare. În tablourile lui triumfă elementul laic. Este concludentă în acest sens lista lucrărilor, lucrărilor lui Giorgione pe care o citează patricianul venețian Marc Antonio Michiel, care era un fin amator al picturii georgioniene. Printre tablourile maestrului văzute de autorul citat în colecțiile particulare venețiene la 50 de ani după moartea lui Giorgione, subiectele religioase apar doar ca excepții. Sfântul Ieronim, Hristos mort, ducerea crucii. În majoritate, ele erau portrete și tablouri pe teme pur laice. Nașterea lui Paris, Eneas și Anhise Peisaje, nuduri, imagini de tineri cu un fruct sau cu o săgeată în mână. Doctrina umanistă a dobândit la Veneția trăsături cu totul speciale. Ea se remarcă printr-o mare concretețe, elementelor speculative revenindu-le un rol lipsit de importanță, iar interesul pentru om fiind indisolubil legat de interesul față de natură apropierea Universității Padovane a acestui puternic centru științific, în care științele naturii și noile metode științifice de cercetare ajunseseră la o strălucită înflorire, acționa într-un chip moderator asupra doctrinei umaniste cu cultul ei unilateral al omului. Și aceasta permita umaniștilor venețieni să privească lumea cu ochii mai larg deschiși, ei delectându-se nu numai cu frumusețea omului, ci și cu frumusețile naturii înconjurătoare. Aici nu este a nevoie de observat punctele de contact dintre umanismul venețian și dezvoltarea picturii venețiene, în care peisajul a dobândit din an în an o tot mai mare importanță pentru Veneția de la hotarul secolelor al XV-lea și al XVI-lea, este caracteristică apariția cercurilor literare grupate în jurul editorilor și umaniștilor. De o faimă deosebită se bucura cercul renumitului editor Ald Manucci, care și-a întemeiat în ultimul deceniu al secolului o tipografie la Veneția, în apropierea bisericii San Stin. În februarie 1494, această tipografie a editat gramatica grecească a lui Lascaris și de-a lungul următorilor 30 de ani, Veneția a devenit cel mai puternic centru de studii grecești, nu numai în Italia, ci în întreaga Europa. Tot ei îi reveneau și laurii întâietății în tipărirea cărților grecești la cercul lui Ald Manucci au aderat Andreas Navagero, Pietro Bembo, geograful Ramuzio, istoricii Marc Antonio Sabellico și Marino Sanudo. Figurile centrale ale umaniștilor venețieni au fost doi contemporanei lui Giorgione, Pietro Bembo, născut în 1470 și Andrea Navagero născut în 1483. În anii tinereții, Bembo aparținea curții aristocrației venețiene Caterina Cornaro, fostă regină cipriotă, al cărei castel se afla nu departe de Castel Franco, locul de naștere al lui Giorgione. Aici, între Visano, și-a conceput Bembo celebra sa operă a Solanii, Eroii dialogurilor sale despre dragoste, se adună într-o grădină frumoasă și se așează în apropierea unui izvor ce murmură la umbra unor lauri. Ei poartă o discuție rafinată, savurând în același timp farmecul firesc al naturii care contrastează cu petr petrarchismul enfatic al vorbirilor și, deși bembon, procesele sale literare. La urmat, uneori, orbește pe Petrarca, în poeziile sale răsună motive noi. El a cântat nu numai frumusețea fizică, ci și calitățile ei umane, străduindu-se să îmbine în mod organic, în idealul creat de el, elementul senzual cu cel spiritual. Spre deosebire de Laura Petrarchiană, într-o câtva abstractă, Tipurile sale feminine sunt marcate de pecetea unei individualități viu exprimate. Ele diferă ca înfățișare exterioară, sunt legate de cercuri sociale diferite, au vârstă diferită și devin obiectul pasiunii nu numai al unor tineri admirabili, dar și al unor bărbați în vârstă. Toate acestea fac ca imaginile poetice ale lui Bembo, mai ales dacă le comparăm cu imaginile precursorilor săi, să fie mai terestre și mai concrete. În poezia erotică, forma tradițională a monologului este înlocuită cu dialogul viu. O numai mică admirație față de natură întâlnim în eglogele și epigramele lui Navagero. El glorifică viața fericită a păstorilor și păstorițelor ce împlătesc cu minte pe țărmul unor pârae răcoroase sau se ascund de ochii geloși în desișul alunișului. Această atitudine idilică față de natură, apropiată în multe privințe de perceperea ei de către pictorii venețieni de la începutul secolului al XVI-lea, s-a dezvoltat din tendința de a fugi cât mai departe de furtunile politice care bântuiau în Italia. În sânul naturii, oamenii căutau un refugiu din calea războaielor și luptelor intestine ce le sfâșia patria, un refugiu din calea luptei dintre partide și dintre facțiuni, căutau să fugă de treburile orașului și de neplăceri și ei începeau să idealizeze viața păstorilor și a păstorițelor, care nu cunoșteau chipurile niciun fel de zbucium și care întruchipau starea de fericire și de împăcarea spiritului. Astfel, în Italia a dobândit o mare popularitate poezia bucolică, care își lua adesea motivele de agata din creațiile lui Vergiliu și Ovidiu și care a căpătat cea mai vie expresie în Arcadia lui Jacopo Sanazzaro, care a avut un succes răsunător la Veneția, unde a apărut în două ediții, în 1502 și în 1504. Însemnările despre operele de artă ale lui Marcantonio Michiel, scrise în al doilea pătrar al secolului al XVI-lea, aruncă lumina asupra ambianței istorice reale în care a trăit Giorgione. Cum rezultă din aceste însemnări, comanditarii și colecționarii tablourilor lui Giorgione au fost cercurile cele mai culte și mai emancipate ale societății venețiene, familiarizate cu umanismul. Aceștia au fost admiratorii poeziei lui Bembo și ai lui Navagero, cu Noscătorii limbilor greacă și latină, cititorii atenți ai lui Aristotel și Pliniu, colecționarii de antichități și amatorii de pictură, pătrunse de un spirit nou, laic, umanist. Printre ei îl aflăm pe condotierul Tuțio Constanzo, sfetnicul Caterinei Cornaro, din cercul căreia făcea parte și Pietro Bembo. Pe cardinalul Domenico Grimani, prietenul lui Pico de la Mirandola, și pe Angelo Poliziano, renumitul colecționar de sculptură antică, de manuscrise și de tablouri. Pe Girolamo Marcello, prietenul lui Bernard Bembo, tatăl celebrului umanist. Pe Tadeo Contarini, o rudă a filosofului Pietro Contarini. Pe Gabriele Vendramin, rudă cu renumitul umanist Almaro Barbaro în sfârșit pe însuși Marcantonio Antonio Michiel, care primise o strălucită instrucție umanistă la școala lui Giambattista Cipelli, unde îi studiase filosofia, literatura și muzica și unde lui îi fusese inoculat gustul pentru artă, așa că, încât el însuși a devenit ulterior colecționar de tablouri. Prietenul intim al lui Giorgione Giulio Campaniola, era pictor și gravor, era de asemenea un om foarte cult. El vorbea grecește și franțuzește și avea faima de bun muzician. În aceste cercuri ale patriciatului venețian era de bon ton să ai o casă modestă în afara orașului, unde locuitorii ei aveau un contact nemijlocit cu natura și cu arta și unde se delectau cu frumosul nu degeaba Gabriele Vendramin scria în testamentul său că îndelătnicirea de colecționar de tablouri, desene și cărți i-a procurat o dihnă și liniște sufletului său, sustrăgându-l de la cotidienele afaceri comerciale. Omul fericit în sânul naturii mirifice, iată idealul acestei societăți și tocmai acest ideal a fost întruchipat în imaginile sale de către Giorgione. Dar artistul a conferit acestui ideal o asemenea multilateralitate și o asemenea bogăție a nuanțelor emoționale, încât, pierzându-și senzualitatea într-o primitivă, el a dobândit o inspirație nemai văzută până atunci. Giorgione s-a afirmat pe scena istorică în momentul când, prin întreg cursul dezvoltării picturii venețiene, se creau premise pentru triumful elementului laic. Majoritatea operelor lui Giorgione, atât cele ajunse până la noi, cât și cele amintite în vechile descrieri ale lucrărilor sale, sunt tablouri pe teme laice. Acestea sunt inspirate în parte din fondul mitologiei antice, care s-a bucurat totdeauna de o mare popularitate în cercurile umaniste, pentru a vedea în tablourile lui Giorgione. Așa cum face Hartlaub, un anumit sens ascuns ce ar decurge chipurile din faptul apartenenței artistului la o societate secretă, un fel de lojă masonică a secolului al XVI-lea, nu există niciun temei. Tematica tablourilor lui Giorgione este de cu totul alt ordin și ea este în întregime dictată de obiectivele umaniste ale maestrului, ceea ce a arătat foarte bine în cartea sa cam haotică învățatul italian Ferriguto. Dar aici principalul constă în faptul că tema laică ce constituie pentru Giorgione spiritul noii arte este îmbibată cu un conținut emoțional cu totul neobișnuit pentru privitorul de rând. Prin aceasta, ea devine în mâinile artistului un mijloc de expresie al unor gânduri și sentimente profund personale. Asistăm aici la nașterea tabloului de chevalet, care nu se mai aseamănă prin nimic cu icoana și cu altarul poliptic. Aceasta a însemnat o adevărată revoluție, nu numai în istoria picturii venețiene, ci și a celei europene în general. Și această revoluție este inseparabilă de numele lui Giorgione. În comparație cu lucrările acestuia, chiar și cele mai laice opere, din punct de vedere al receptării ale lui Giovanni Bellini par încătușate, sfioase și pline de evlavie. Multor istorici ai artei din străinătate le place să vorbească despre lipsa de subiect a tablourilor lui Giorgione. Sustrăgându-le în mod arbitrar din ambianța lor istorică reală, ei se străduiesc să demonstreze prin aceasta că Giorgione a fost chipurile mare tocmai prin aceea că a dat, asemenea artiștilor contemporani, o deplină libertate fanteziei sale. Greu de închipuit o interpretare mai eronată a creației lui Giorgione. Absența din tablou a unei fabule precise exprimate și a unei acțiuni active nu înseamnă nici pe departe că îi lipsește subiectul. În toate tablourile lui Giorgione există de sigur subiect, dar el este de un gen cu totul deosebit. Este mai indefinit și în același timp mai cuprinzător, mai puțin conturat și în același timp susceptibil de un cerc mai larg de asociații. Fără îndoială, în crearea tablourilor sale, Giorgione pornea de la izvoarele literare și de la dorințele comanditarilor săi. El nu urma însă pe aceștia orbește și, în chiar procesul creației, așa cum au demonstrat radiografiile Röntgen ale tablourilor sale, a recurs la modificări substanțiale ale compoziției inițiale în concordanță cu intențiile sale creatoare. De aceea, el tratează subiectul în așa fel încât acesta să poată trezi în privitor emoții insesizabil de fine. În acest caracter neclar al canavalei tematice rezidă farmecul deosebit al operelor lui Giorgione și tot în aceasta constă principala cauză a interpretării diferite a tablourilor lui, ceea ce a dus la dispute interminabile și uneori scolastice între cercetătorii creației sale. Învățați pedanți au vrut cu orice preț să găsească o cheie potrivită pentru tablourile sale, deși, prin însăși natura ei, pictura lui Giorgione, ca orice creație poetică superioară, este cu mult mai cuprinzătoare decât ceea ce ea zugrăvește. Factorului asociativ îi revine aici un rol imens. Iată de ce tablourile sale sunt învăluite totdeauna de o stare de spirit deosebită. Ba elegiac, visătoare, ba de tristețe, ba de concentrare calmă. Și în această bogăție de nuanțe emoționale rezidă acel element nou pe care l-a adus cu sine arta lui Georgione și care a asigurat, în cel mai scurt timp, tabloului de chevalet rolul conducător în pictură. Peceta de mister imprimată întregii creații a lui Giorgione este determinată nu numai de caracterul indefinit al tematicii operelor sale, ci și de indigența datelor biografice și de absența totală a lucrărilor semnate. Giorgione s-a născut în 1477 și a murit în plină tinerețe, în 1510. Dacă ar fi să-l credem pe vasarii, el a murit de ciumă, molipsindu-se de la iubita sa. După cum scria același vasari, artistul a găsit totdeauna fericirea în desfătările erotice și s-a delectat de asemenea cântând din lăută cu atâta sârg și cu o artă atât de uimitoare, încât talentul său de instrumentist și de cântăreț era considerat în acea vreme divin și de aceea persoane nobile recurgeau adesea la serviciile sale la șezătorile lor muzicale și la alte întruniri. Această referință a lui Vasari despre legăturile lui Giorgione cu persoane nobile este confirmată în tocmai de Marc Antonio Michiel, care a enumerat pe proprietarii tuturor tablourilor maestrului văzute de el. Cum s-a mai spus, aceștia făceau parte din cele mai culte cercuri ale societății venețiene, care se familiarizaseră cu noua cultură umanistă. Extrem de importantă este și referința lui Vasari la slăbiciunea lui Giorgione pentru muzică. Veneția era renumită pentru muzicienii ei și mulți dintre artiști își petreceau orele de răgaz cântând la diferite instrumente. De aici s-a născut o strânsă interdependență între pictură și muzică. Probabil construcția muzicală a celor mai bune opere de Giorgione, care îl care entuziasma pe Pater, era inspirată de dragostea artistului pentru acest gen de artă care l-a frapat atât de mult pe Dürer în timpul celei de-a doua călătoria lui la Veneția, încât acesta n-a omis să descrie într-una din epistolele sale îndeletnicirea venețienilor de a cânta la violă. Această execuție era așa de plăcută Lieblich, încât ea le storcea lacrimi chiar și instrumentiștilor. Fără îndoială, Georgione se bucura de o faimă răsunătoare încă în timpul vieții sale, căci altfel Consiliul celor zece nu i-ar fi cerut să execute în anii 1507-1508 compoziția pictată pe pânză pentru sala în care își ținea ședințele. La sfârșitul anului 1508, Giorgione a terminat pictura murală de pe fațada hanului nemțesc, așa zisului Fondaco dei Tedeschi din Veneția. Nefiind mulțumit de onorariul primit pentru această lucrare, el a înaintat o plângere la signorie, o comisie alcătuită special, din care făceau parte Giovanni Bellini, Lazzaro Bastianei, Vitore Carpaccio și Vitore Di Matteo, a evaluat lucrarea lui Giorgione la o sumă la 150 de ducați, cu 20 de ducați mai mult decât pretinde artistul însuși. Despre popularitatea lui Giorgione aduce mărturie și scris scrisoarea Isabelei Deste către agentul ei venețian Tadeo Albano, în care ea îl roagă să-i procure tabloul Una Noapte, Noaptea de Giorgione, care răspuns Albano i-a comunicat că în moștenirea lăsată de artist nu se afla un asemenea tablou, iar pe cele două noti nopți aflate în colecțiile lui Tadeo Contarini și Vittorio Beccaro, proprietarii nu le-ar vinde, indiferent de prețul ce li s-ar oferi. Cu aceste puține date, cunoștințele noastre privind biografia lui Giorgione sunt epuizate. Vechile izvoare nu menționează la cine a învățat, când a trecut din orașul său natal Castelfranco la Veneția, în ce localități din Italia a mai fost. Această indigență a datelor biografice, paralelă cu lipsa unor lucrări semnate și cu caracterul, așa zis, cifrat al tematicilor, explică lesne de ce între cercetătorii creației georgioniene se constată asemenea divergențe de opinii. Dacă unii istorici ai artei, Cook, el, Justy i-au atribuit aproape 60 de lucrări, în schimb alții, Crowey și Caval Morelli, Aventuri, Berenson, consideră că aparținând penelului său, ca aparțin penelului său, numai mult de 14 până la 20 de lucrări. El Venturi s-a situat, la timpul său, pe o poziție mai radicală. El a limitat numărul lucrărilor autentice al artistului la 13%. Pe aceste căi ale hipercriticismului, El Hortic a ajuns la o concluzie cu adevărat absurdă, considerându-l pe Giorgione ca autorul a numai șase tablouri. Expoziția Giorgione e I. Giorgioneschi, organizată în 1955, a demonstrat clar atât falsitatea raționamentelor pan-giorgioniștilor care au manifestat o atitudine insuficient de critică față de materialul studiat, cât și a opiniilor emise de învățați de tipul lui, hurtic, care au dat dovadă de un scepticism excesiv și absolut neîntemeiat. Neîntemeiat! Acum se poate considera ca lucru stabilit că până la noi au ajuns de la 15 la 20 de opere ce aparțin în mod indubitabil maestrului. Drumul creator al lui Giorgione a fost neobișnuit de scurt. El s-a format ca artist de-a lungul ultimului deceniu al secolului al XV-lea și a lucrat ca maestru mai mult sau mai puțin format numai un deceniu, primul din secolul al XVI-lea. În acest timp, Giorgione a cunoscut o sensibilă evoluție dintr-un quattrocentist de tipul lui Bellini, devenind un întemeitor al stilului clasic care, și pentru Vasari și pentru noi, înseamnă începutul unei epoci noi, epoca 500. Diferiți cercetători erau înclinați să vadă în lucrările lui Giorgione ecouri din arta lui Costa și Francesco Francia Longhi, a lui Carpaccio, Fiocco, a lui Schongauer, Volgemut și Dürer, Morassi, a lui Mantegna, Michelangelo și Rafael, Paz, a lui Antonello, Leonardo și Fra Bartolomeo, Coletti, în sfârșit a lui Alvise Vivarini. Se poate ca Giorgione să fi văzut opere ale tuturor acestor maestri și câte ceva din ele să-l fi inspirat, dar nu aceștia au definit personalitatea sa creatoare. Dacă e să se caute un artist apropiat sufletește de Giorgione, acesta poate fi găsit în persoana lui Giovanni Bellini, în al cărui atelier se pare că a luat lecții temeinice. În orice caz, Giorgione continuă acea linie poetică din istoria picturii venețiene, al cărei fondator a fost Giovanni Bellini din anii maturității sale. Și dacă se poate vorbi de o succesiune directă a lui Giorgione față de precursorii săi, atunci primul nume care ne vine în minte este cel al lui Giambellinio. Acesta a fost părintele spiritual al lui Giorgione. Și anume, el l-a învățat pe acesta din urmă că pictura poate să devină poezie mută. Se poate ca Giorgione să fi primit o serie de impulsuri și de la Leonardo, care a fost la Veneția în anul 1500, precum și de la operele artiștilor neerlandezi și germani cunoscuți bine la Veneția procedeile de sintetizare artistică ale lui Leonardo și acel sfumato leonardesc menit să îndulcească rigiditatea contururilor și ariditatea cuatrocentistă a formei, trebuie să-l fi interesat fără îndoială pe Giorgione. Dar dacă la Leonardo sfumato era un atribut al formei, un auxiliar ce permitea scoaterea în evidență a reliefului ei, în schimb, pentru Giorgione, acest sfumato s-a dizolvat foarte curând în ambianța atmosferică, pierzându-și aspectul greoi și palpabil. Și în mod tot așa de creator a preluat Giorgione și arta maestrilor nordici. Aceștia l-au ajutat să vadă farmecul poetic al detaliului din peisaj și frumusețea culorilor adânc strălucitoare ale picturii în ulei. Dar în peisajele sale, detaliul a pierdut treptat din importanța sa covârșitoare, supunându-se construcției muzicale a întregii compoziții, iar culorile calde și parcă scânteietoare au dobândit o asemenea armonie, încât coloritul maestrilor din secolul al XV-lea pare, prin comparație, cu totul pestriț și strident. Probabil cele mai timpurii din lucrările lui Giorgione, ajunse până la noi, sunt Adorația Magilor, National Gallery Londra, Sfânta Familie și Adorația Păstorilor din Galeria Națională de Artă din Washington. În prima din aceste lucrări, artistul încă se mai manifestă ca un quatrocentist tipic și ca un maestru departe încă de a fi pe deplin format. Compoziția este de destrămată în părți separate, înghesuiala din partea dreaptă, nefiind echilibrată de partea stângă, mai rare fiată. Ea are distorsiuni și lacune. Culorile frumoase se disting prin pregnanță și pestrițime, combinație de albastruri, galben auriuri și verde smarald cu tonuri liliachii, albastruri metalice, rozuri roșietice și brune. Fețele drăgălașe și tandre sunt apropiate ca tip de acelea create de Giovanni Bellini. Către sfârșitul vieții, trecerile de la umbră la lumină se disting printr-o mare moliciune. Viitorul Giorgione poate fi ghicit numai în tratarea aparte a figurilor. Fiecare dintre ele este atât de cufundată în sine, încât se creează impresia că toți acești oameni se află în stare de contemplare meditativă. Asemenea nuanțe psihologice îi plăcea să redea și lui Giovanni Bellini, dar la Giorgione ele sunt mai puternic exprimate. Nu întâmplător el zugrăvește două figuri, văzute din spate, subliniind prin aceasta indiferența lor față de acțiunea ce se desfășura alături de ele. Foarte apropiată ca stil de tabloul de la Londra este Sfânta Familie și aici, în maniera picturală și în compoziție, există o oarecare timiditate și șovoială dar acestea se compensează prin acea notă lirică pură ce răsună atât de insistent în concepția generală a acestui tablou superb. Grupul celor trei figuri este schițat aici de linii curgătoare și melodioase, iar peisajul ce se zărește prin fereastră pare că se topește într-o ceață ușoară. Deși pruncul este redat jucându-se, în tablou domină o liniște de plină. Și Iosif și Maria sunt reprezentați într-o stare de profundă concentrare lăuntrică. Ei mai mult se prosternează în fața copilului decât se joacă cu el. Lăsând în jurul figurilor un spațiu liber, neaglomerat, artistul obține impresia unei deosebite intimități. Privitorul are senzația că în acest spațiu armonios nu poate pătrunde niciun sunet. În tratarea Mariei. Giorgione plătește dașdie slăbiciunii sale pentru lucrările maestrilor neerlandezi și germani. În faldurile frânte se simt ecouri îndepărtate ale goticului, care își vor spune cuvântul și mai târziu în lucrarea Judith de la Ermitaj. Adorația păstorilor de la Washington a fost realizată în primii ani ai secolului al XVI-lea și aici legăturile cu Giambellino sunt foarte puternice, ceea ce a dat Motive unor cercetători să atribuie acest tablou penelului acestui artist. În cromatica subtil armonizată, domină încă unele culori strălucitoare: albastrul, rozul roșietic, vișiniul galbenul spre portocaliu, verdele smarald. Sunt foarte frumoase nuanțele calde de brun ale mantiei păstorului îngenunchiat precum și ale peisajului, în care aceste nuanțe se îmbină cu verdele intens al frunzișului și al apei din lac, precum și cu ceața albăstruie a dealurilor din depărtare. Cu o meticulozitate neobișnuită este pictat frunzișul, tratat în manieră nemțească cu detaliere proprie picturii germane dar chiar și în peisajul cel mai încântător există aici așa, acea armonie și acel simț al întregului pe care în zadar le-am căutat în fundalurile peisagistice ale lui Dürer. În peisaj domină liniile parabolice, curgătoare, ovalul tăieturii în secțiunea trunchiului, adâncitura ovală din sol, malurile înduitoare ale lacului, drumul șerpuitor, silueta vălurată a munților. Și aceste linii sunt repetate de linia parabolică ce cuprinde tot grupul figurilor din primul plan, de gura peșterii ce amintește un arc de triumf, de figurile aplecate ale păstorilor, de faldurile arcuite ale veșmintelor. Toate acestea conferă tabloului o muzicalitate cu totul deosebită. Între natură și om domnește un acord fericit, care reprezintă, strict vorbind, principala temă a imaginii. Cu cât ne apropiem de anul 1505, anul creației Madonei Castelfranco, cu atât mai poetic devine limbajul artistic al lui Giorgione. El se debarasează treptat de influența lui Giambellino și găsește soluții tot mai originale pentru subiectele tradiționale. În acest plan, deosebit de interesantă, este tratarea imaginii Iuditei, tabloul de la Ermitaj. Prin contrast, ne vine involuntar în minte celebrul grup statuar al lui Donatello, în care Judith se afirmă ca o răzbunătoare neînduplecată. După ce a aplicat o lovitură de paloș, ea se pregătește pentru a doua lovitură pentru a-i tăia capul lui Holofern. Figura ei mică și uscățivă este surprinsă în momentul unei acțiuni active pline de energie debordantă și de patos cetățenesc cu totul altceva, ne prezintă tabloul lui Giorgione. Pe fundalul unui peisaj mirific este înfățișată o femeie tânără și frumoasă, încremenită parcă în această stare de contemplare pasivă, ce se află la hotarul dintre somn și starea de veie. Capul îi este ușor înclinat, privirea coborâtă în jos. Ea abia atinge cu piciorul capului Holofern spre a se convinge de realitatea înfăptuirii sale. Tot așa de efemer este și contactul ei cu spada grea și cu rochia care bate în subtile nuanțe de roz și de vișiniu. Figura ei lipsită de stabilitate pare deosebit de ușoară și de însuflețită, alături de trunchiul solid al copacului a cărui siluetă întunecată se detașează pe fondul luminos al cerului. În fața noastră nu se află atât imaginea unei răzbunătoare biblice, cât aceea a unei gingașe muzeantice. Și la vederea acestui personaj în privitor se naște o întreagă gamă de sentimente care provoacă zeci de asociații poetice. În anii 1504-1505 a fost realizat renumitul tablou de altar al lui Giorgione, Madonna Castelfranco. Acest tablou a fost restaurat în mod izbutit în anul 1938 de către Pelliccioli, care l-a eliberat de toate repictările și reparațiile de mai târziu. Madonna Castelfranco a fost probabil comandat artistului de către cunoscutul condotier Tuțio Constanzo, în memoria tânărului său fiu mort în 1504. Ea a fost destinată capelei de familie a lui Constanzo din catedrala Castelfranco. Nu întâmplător, sarcofagul zgrăvit în centru este împodobit cu stema acestei familii. În compoziția simplă, clară, echilibrată, construită potrivit principiului atât de îndrăgit de Leonardo al triunghiului, se simt deja noi adieri, acelea ale epocii 500-ului. Totul apare aici mai monumental și plin de semnificații. Giorgione folosește pe scară largă, clar obscurul ușor și alunecos, pentru îndulcirea formei și pentru contopirea ei cu mediul luminos și atmosferic. Fețele Mariei, al lui Hristos, a Sfintei Liberale, al, a Sfântului Liberale și a Sfântului Francisc, sunt pictate așa de fin încât trecerile de la umbră la lumină sunt aproape insesile, insesizabile. Coloritul cald auriu este alcătuit din tonuri de verde smarald, vișiniuri, griuri, alburi și brunuri. În veșmântul Mariei, pictorii venețieni combinau de obicei albastrul cu vișiniul. Giorgione o rupe în chip îndrăzneț cu această tradiție și pune alături mantia vișinie și rochia verde smaralt. Verdele se repeta apoi în diverse nuanțe, în covor, în țesătura de brocart care atârnă, în lespeziile pavimentului, în vegetația peisajului. Acest peisaj, ce cântă parcă în surdină, se află la același nivel cu figura Madonei. Dacă artiștii bizantini îi ridicau pe stiliții lor pe stâlpi înalți pentru a-i rupe de lumea răului, Georgione din potrivă, o postează pe Madonna pe un tron foarte înalt, numai pentru ca figura ei să trăiască aceeași viață cu natura minunată. În aceasta se vedește deosebit de clar elementul renascentist al artei sale păstrând tipul de compoziție centrată și strict echilibrată, obișnuită pentru altarele din Quattrocento, Giorgione o umple cu un conținut absolut nou. Figurile amplasate în jurul sarcofagului nu pozează în fața privitorului și nu-și pleacă pline de evlavie capetele în fața Madonei. Ele sunt înfățișate într-o stare de tăcută tristețe. Fiecare este cufundată în gândurile sale – ascultând parcă de porunca inimii proprii. Dar în același timp, între ele se întind fire invizibile, ce permit privitorului să le perceapă pe toate cele trei figuri ca purtători ai uneia și aceleiași stări de spirit. Și aici, peisajul poetic cu contururile îndulcite ale arborilor, cu frunzișul lor ușor, transparent, cu drumeagurile unduind capricios, cu castelul svelt, și cu depărtările sale albăstrii, joacă un important rol întrucât el este indisolubil legat de figuri și este redat în același diapazon emoțional cu acestea. Anul 1505 inaugurează o perioadă nouă și în același timp de încheiere în scurta viață a artistului. Relațiile sale cu cultura umanistă a Veneției devin tot mai strânse Tematica laică devine treptat predominantă în raport cu cea religioasă. Crește interesul pentru portret și în special pentru peisaj. Maniera de a așterne pasta evoluează tot mai hotărât în direcția picturii pure. Carcasa liniilor trece pe planul secund, în fața lucrului cu penelul. Ca toți pictorii născuți, Giorgione își schimbă deseori intenția inițială în procesul executării tabloului. Astfel se pun bazele pentru toată pictura venețiană din Cinquecento și, în particular, pentru Tizian. În anul 1949, Ashmolean Museum din Oxford a achiziționat un tablou reprezentând o madonă citind. Această lucrare este recunoscută acum aproape de către toți cercetătorii, ca aparținând lui Giorgione. Timpul cel mai probabil al execuției cade în anii 1506-1507. Ea este pictată atât de delicat și conține atâta feminitate încât chiar și madonele târzii ale lui Giovanni Bellini par, în comparație cu tabloul lui Giorgione, puțin ca maride. Cufundată în lectură, Maria stă în spatele parapetului pe care este redat copilul jucându-se. El este culcat pe o mică salteluță și ține în mâna dreaptă o eșarfă albă. Prin fereastră se vede o vedută venețiană, reprezentând campanila Tore del Orologio și Palatul Dogilor. Figura Mariei, înscrisă într-un triunghi, se deosebește printr-o monumentalitate căreia este imposibil să-i găsim ceva analog în operele timpurii ale maestrului. Dar această monumentalitate nu vă duvește imaginea de intimism. Totul respira aici poezia unui sentiment pur și necontrafăcut. Și acest element poetic este exprimat înainte de toate prin culoare – Veșmântul roșu zmeuriu se armonizează admirabil cu albastrul mantiei și cu galbenul crom al basmalei, care prezintă în zonele umbrite nuanțe portocalii. Variatele nuanțe de alb și gri contrastează cu culoarea brunaurie compactă a parapetului. Cu o înaltă măestrie este pictat peisajul, menținut într-o tonalitate palidă de gri-verde. Deasupra edificiilor se poate vedea o fâșie luminată de culoare roz-roșietică, ce se întinde pe cerul albastru, acoperit cu un văl de ceață și cu nori albi vălătuciți. În tratarea feței Mariei, este deosebit de clar în evidență noile procedee picturale. Ochii, nasul, gura nu sunt conturate de linii, ci modelate cu ajutorul penelului bine îmbibat cu culoare. Acest procedeu pur pictural a căpătat o dezvoltare ulterioară în cele mai târzii lucrări ale maestrului. În anii maturității sale, Georgione iubea mult micile compoziții cu figuri redate până la brâu, portrete, imagini de păstori, de tineri frumoși. Asemenea tablouri, destinate să împodobească interioare de palazzo și de vile din afara orașului, erau calculate pentru gustul cunoscătorilor din domeniul picturii de cameră. Printre portretele, aparținându-i indiscutabil lui Giorgione, se cuvine a fi amintite, înainte de toate, portretul de tânăr din galeria de tablouri din Berlin și portretul de femeie de la Kunsthistorisches Museum din Viena. Giorgione adoptă schema compozițională îndrăgită de Antonello redarea bust cu o întoarcere de trei sferturi într-o parte. Dar tot ce este impuls bătător la ochi, vioiciune neverosimilă, frapându-ne atât de tare în portretele lui Antonello, cedează locul la Giorgione unui alt fel de înțelegeri a imaginii omenești și anume unei disimulări a sentimentelor, unei stări meditative, unei reverii melancolice. În tabloul de la Berlin este înfățișat un tânăr fermecător. S-ar părea că el se uită spre noi, dar în realitate privirea lui este ațintită undeva în depărtare. Fața îi este încadrată de un păr des castaniu, are un veșmânt colorat în violet palid și mâna lui se lasă moale pe parapetul gri. Cu o arte neasemuită Georgione redă pe mâinile și pe gâtul tânărului, abia sesizabile, reflexe liliachi venite de la violetul îmbrăcăminții. Aceeași perfecțiune caracterizată caracterizează și portretul de femeie de la Viena. Pe spatele lui s-a păstrat o veche inscripție. Aceasta a fost săvârșită la 1 iunie 1506 de mâna maestrului Giorgio de Castelfranco, colegul maestrului Vicenzo Catena, la comanda domnului Giacomo. Frunzele de laur ce înconjoare semifigura fac aluzie la numele celei portretizate, Laura. Întrucât imaginea Laurei Petrarchiene este foarte, era foarte populară în arta renascentistă, zugrăvirea ei de penelul lui Giovanni Bellini, atestată de vechile izvoare literare, o serie de cercetători sunt înclinați să vadă aici portretul ei ideal. Inscripția de pe spatele tabloului conduce însă mai degrabă la concluzia că aici este înfățișată iubita lui Messer Giacomo și că frunzele de laur sunt date ca simboluri ale castității și fidelității. În această calitate ele figurează adesea în portretele venețiene ale soților sau ale îndrăgostiților. Probabil pandantul tabloului de la Viena era portretul comanditarului, Messer Giacomo. Femeia portretizată se uită nu la privitor, ci undeva într-o parte. Fața ei frumoasă și rotundă este pictată cu moliciunea proprie lui Giorgione. Sunii, sânii, pe jumătate descoperiți, sunt încadrați de blănița gri-brună, care formează o combinație uimitoare ca armonie cu roșul divin al rochiei înconjurată de frunze de culoare verde închis, semifigura este redată pe fondul închis, influențat de fondurile negre ale portretelor neerlandeze. Amândouă tablourile greesc despre noua atitudine artistului față de genul portretistic. În portretele din perioada 400-ului, Accentul principal se pune pe verosimilitatea obiectivă a imaginii. Ceea ce gândește artistul despre modelul său trece totdeauna pe planul 2, lăsând pe primul plan ceea ce el vede. În portretul de tânăr de la Berlin sunt redate nuanțe emoționale absolut noi, în care nu este greu de văzut reflectarea gândurilor și sentimentelor artistului însuși. La vederea acestui tablou se naște involuntar impresia că Giorgione a ales pentru portrete numai persoane ce erau pe plac, ce răspundeau adică idealului său despre om. Dar este și mai probabil ca el să fi conferit imaginii portretizate propriile sale emoții poetice, fapt datorită căruia portretele ieșite de sub penelul său au un farmec excepțional. Marco Antonio Michiel amintește în enumerarea tablourilor de Georgione, văzute de el, păstorița cu fructul și băiatul cu săgeata. Este probabil ca o copie veche și bună, după cea de a doua lucrare, să fie tabloul din muzeul din Viena. Despre genul pastoral prețuit atât de mult de Georgione, poate să ne dea o idee păstorul cu flautul, din Hampton Court, pictat probabil de pictorul însuși. În tablourile de acest gen, Giorgione plătea tribut slăbiciunii pentru temele mitologice și pastorale de care erau cuprinși artiștii venețieni apropiați de cercurile umaniste, mai ales după tipărirea la Veneția a Arcadiei lui Sanazzaro. Aceste imagini erau colorate de obicei în tonalități bucolice și poartă peceta unei idealizări nedisimulate a vieții de la țară. Aceasta nu l-a împiedicat însă pe Giorgione să întruchipeze în asemenea imagini bust acel simț poetic cu totul deosebit pe care au căutat să-l preia de la el nenumărați georgioniști, dar care cel mai adesea le-a rămas acestora inaccesibil. Ca un venețian adevărat, Giorgione a conceput totdeauna figura într-o legătură indisolubilă cu peisajul. Și pe acest drum el face un pas hotărât care ne îndreptățește să-l considerăm drept unul dintre întemeietorii picturii de peisaj. La Giorgione, figur figurile nu sunt redate pe fundalul peisajului, în fața acestuia, ci chiar în el, și încă într-o corelație nouă, mai fidelă, în ceea ce privește scara la care sunt reduse. Prin aceasta ele se deosebesc chiar de lucrările unui maestru atât de receptiv la frumusețile naturii, cum este Giovanni Bellini. La acesta peisajul rămâne cu tot gradul său înalt de evoluție, un simplu fundal pentru figuri. La Giorgione însă peisajul este un mediu real pentru om. Este acea ambianță fără de care omul nu poate exista tocmai în senzația unității cu pământul, cu cerul, cu apa și cu arborii, își află omul fericirea. Și el percepe deja această natură nu ca pe ceva străin, ci ca pe o parte din sine însuși, ca pe purtătoarea unor stări de spirit comune cu lumea sa de sentimente. Iată de ce natura și omul prezintă în tablourile lui Giorgione un aspect surprinzător de monolitic între om și natură se poate constata nu numai o armonie pașnică. Aceasta era prezentă și la cuatrocentiști, în primul rând la Giovanni Bellini, ci și o profundă afinitate lăuntrică. Om și natură sunt purtătorii unei dispoziții elegiace unice care străbate ca un light motiv tot tabloul încă din adorația păstorilor de la Washington, peisajul joacă un rol excepțional de important. Dar și aici el apare mai degrabă ca un fundal pentru figuri. În amurgul soarelui, tablou descoperit de curând și intrat în National Gallery din Londra, figurile sunt reduse la condiția de stafaj, iar principalul obiect al imaginii însăși devine peisajul. Artistul redă cu multă iscusință diferitele niveluri ale solului, conferind peisajului un ritm valurit. De perspectiva ce se desfășoară în adâncime, este flancată în stânga de un grup de copaci ce se înalță pe un deal, iar în dreapta de o stâncă, în mijloc, parcă spre a evidenția cele două figuri din primul plan, artistul plasează un copac firav cu frunzișul transparent. Peisajul este încețoșat. Toate formele sunt învăluite într-un vâl fin, de clar obscur, trecerile de la umbră la lumină, fiind atât de ușoare încât par cu adevărat feerice. Depărtările colorate în albastru intens contrastează cu tonalitățile de verde închis, brun și gri ale peisajului. Veșmintele figurilor din primul plan sunt colorate în tonalități de albastru, alb și violet pastelat. Cercetătorul italian San Giorgi a încercat să identifice acest peisaj cu tabloul lui Giorgione amintit de Marc Antonio Michiel, pe care acesta l-a văzut în casa Contarini, o mare pânză pictată în ulei, reprezentând imaginea infernului cu Enea și Anchise. Această identificare este lipsită de orice temei, mai ales dacă se ia în considerație prezența în tablou a unei figurine a Sfântului Gheorghe, străpungând balaurul cu lancia. Deși pentru Georgione figurile nu reprezentau aici nimic altceva decât un simplu stafaj, nu este exclus ca el să fie avut la baza tabloului vreun izvor literar. Dar nu acesta este esențialul. Important este altceva și anume neutralizarea la maximum a fabulei care se dizolvă integral în peisaj. Etapa cea mai târzie din cariera de peisagista lui Giorgione este reprezentată de Furtuna, din Galeria Academiei Venețiene și de concertul câmpenesc de la Louvre. O seamă de cercetători au încercat cu orice preț să stabilească în mod precis subiectul furtunii, presupunând că el ar trebui căutat în mitologia antică: Adrast și Ifil, Paris și altele. Dar Feriguto și Stefanini și-au concentrat pe bună dreptate atenția asupra necesității de a se adresa izvoarelor contemporane lui Georgione după Ferriguto, tabloul lui Giorgione, reflectă interesele filosofice ale comanditarilor care aveau slăbiciune pentru creațiile lui Aristotel. Pentru ei, natura și omul erau rezultatul dezvoltării firești a materiei sau, vorbind mai exact, rezultatul interdependenței dintre cele patru elemente primordiale, focul, aerul, apa și pământul. Furtuna, conținând în sine toate cele patru elemente, întruchipa mișcarea în forma cea mai pură și oamenii zugrăviți în tabloul lui Giorgione nu se tem, după opinia lui Ferriguto, de ea, ci se bucură întrucât ea împrospătează aerul și aduce cu sine umezeala pentru pământ, aduce ceea ce ajută omului să evite teribilul flagel din acea vreme, ciuma. De aceea și bărbatul și femeia ce-și hrănește copilul sunt așa de liniștiți. Bubuitul tunetului și fulgerul nu-i sperie. Ei au încredere în natură desfătându-se la adierea vântului proaspăt și plecându-se în fața biruinței stihiei binefăcătoare. Aproximativ, în aceeași ordine de idei, Stefanini a trasat o serie de paralele subtile între ceea ce era zugrăvit în tabloul lui Giorgione și o serie de episoade din romanul lui Francesco Colonna, Visul lui Polifil, tipărit la Manuccio la, la Veneția în anul 1499. Dacă nu este cazul să vorbim despre împrumuturi directe ale lui Giorgione din aceste izvoare, în orice caz, aici avem de-a face cu acel cerc de idei care a fost fără îndoială cunoscut lui Giorgione și din care el a putut să primească impresivii. vii. Împotriva încercărilor de precizare pedantă a subiectului, pledează și un detaliu, ca acela al descoperirii, cu ajutorul razelor Röntgen, a unei a doua figuri feminine, în partea stângă, stând pe pământ cu picioarele în apă și care a fost ulterior înlocuită de artist cu figura tânărului stând în picioare. O asemenea modificare, în cursul elaborării tabloului, învederează mai degrabă faptul că Giorgione n-a investit figura respectivă cu vreun conținut anumit. De aceea, raționamentul lui Ferriguto, potrivit căruia figura bărbatului întruchipează elementul activ, iar cea a femei, elementul pasiv și inert, rămâne în aer. Dacă ar fi fost așa, apoi artistul ar fi conceput din fa capul locului, în colțul stâng de jos al tabloului, o figură de bărbat și nu de femeie. Este cu mult mai rațional ca pentru stabilirea subiectului acestui tablou să ne vizuim pe spusele lui Marcantonio Michiel, care în 1530 a descris astfel lucrarea lui Giorgione, pe care o văzuse în casa lui Gabriele Vendramin un mic peisaj pe pânză, redând furtuna, cu o țigancă și un soldat, făcut de mâna lui Țorții da Castelfranco. Pentru Michel, care era foarte priceput în artă și care scria aceste rânduri la 20 de ani după moartea lui Giorgione, furtuna nu era altceva decât un peisaj și tot astfel rămâne ea și pentru noi, dar cu un amendament esențial, peisajul ca stare de spirit. În tabloul lui Giorgione există ceva purificator, ceva ce a fost numit de Aristotel catarsis. Furtuna vine ca o forță binefăcătoare și fulgerul care brăzdează cerul luminează un peisaj minunat. Clădirile ce se văd în depărtare, podul aruncat peste râul îngust, frunzișul verde suculent al copacilor, ruinele unor construcții pe jumătate năruite – mai luminează și figurile liniștite, concentrate, care trăiesc aceeași viață cu peisajul și nu dau niciun semn de tulburare, întrucât ele însele constituie parte componentă, organică, a mamei naturii. Și deși femeia care alăptează este aproape nudă, iar n-are nimic erotic, s-a așezat într-o poză firească și dezinvoltă și nu dă nicio atenție nici tunetului, nici fulgerului orbitor, nici tânărului. Acest peisaj este pictat cu o rară sinceritate și se deosebește printr-o putere de emoționare în comparație cu care fundalurile peisagistice ale maeștrilor din secolul al XV-lea par cu totul liniștite și imperturbabile. Dar în caracterul lui emoțional nu este nimic supraîncordat cum se întâmplă în tablourile romantice nu atât senzația de neliniște este aceea care se naște privindul, cât predispunerea la meditație, tonalitatea caldă de roșu vișiniu a îmbrăcămintei tânărului și basma alba a femeii ies clar în evidență pe fundalul verde închis, brun și gri al peisajului, deasupra căruia atârnă grei nori învolburați și fulgerul ce despică cerul albastru conferă întregului tablou un sens profund. El este aici ca un fel de simbol, simbolul primenirii naturii. În furtuna, maniera lui Giorgione de a așterne culoarea capătă o deosebită moliciune. Nicăieri nu apar contururi precise, linii rigide. Artistul lucrează în principal cu ajutorul penelului. Liniile sunt întrerupte și ușoare. Trecerile de la umbră la lumină sunt atât de insesizabile încât se dizolvă cu totul în ambianța atmosferică și luminoasă. Și, prins și prin aceasta, ele se deosebesc fundamental de sfumatoul leonardesc, care pare complet și greoi, compact și greoi, în comparație cu umbrele lui Giorgione. În trecerile de la umbră la lumină există la Giorgione un fel de muzicalitate străină intelectualismului leonardesc.